Bună dimineața, bine te-am găsit, Daniela Smulescu aici, iată că a venit această zi de 13 octombrie. Nu avem astăzi un aspect special de care să-ți povestesc, însă să ne amintim faptul că era început să se simtă careul Marte-Neptun la grad perfect, foarte strâns și el va face parte din viețile noastre mult timp de acum încolo. Să nu uităm că Marte va și retrograda acolo, deci careul se va reactiva încă cel puțin o dată. Bun, dar mâine avem un trigon Venus-Saturn. S-ar putea ca mulți dintre voi să simțiți că, din punct de vedere amoros, lucrurile se mișcă prea încet. Să nu vă îngrijoreze acest lucru, ci să ziceți bogda proste că e de bine așa. Hai să ne uităm la fiecare dintre noi. Te invit să și la zodie și la ascendent, să faci un mixaj între cele două și să mă apezi de fiecare dată pe ceea ce se întâmplă în viața ta. Îți atrag atenția că aici este un horoscop teoretic, generalist, un titlu de prezentare. Bun. Să începem cu berbecul sau cei cu ascendentul în berbec. Da, lucrurile se pot mișca încet. Și cum tu ești obișnuit să se întâmple odată ceva și mai vine și care ăsta Marte Neptun, ai impresia ca o leu, ce se întâmplă? N-ai control? Lasă. Lasă-i pe alții să se miște când vor, cum vor și de câte ori vor. Nu influența, nu înțepa. Nu fi pasiv-agresiv cu ei. Lasă-i pe ei să se manifeste. Tu vezi de ale tale. Trecem la Taur sau cei cu ascendentul în Taur. Găsește-ți un proiect la locul de muncă. Investește în el, implică-te în el, astfel încât să poți trece peste alte crize și alte momente de stres și de agitație. Pentru că dacă nu-ți găsești un ceva în care să te implici, să te devotezi, vei fi cu mințile pierdute. Îți va fi foarte greu să faci față următoarelor zile. Trecem la Gemeni sau cei cu ascendentul în Gemeni. Nu ar strica să te preocupi în programul zilei. Bun, ai cele 8 ore pe care le lucrezi. Să ne imaginăm că le ai pe acelea și tu lucrezi. Dar nu ți-ar strica ca ok, 8 ore lucrez, îmi iau o oră să ajung acasă sau să mă liniștesc că poate lucrez de acasă, online sau poate nu lucrați și aveți niște, nu știu, cumpărături de făcut. Restul timpului liber pe care îl aveți, nu-l dați altora. Luați-l pentru voi. Gândiți-vă de când am mai cântat, de când am mai dansat, de când am mai colorat, de când m-am mai jucat cu copilul meu. E foarte important să faceți asta. Trecem la Rac sau cei cu ascendentul în Rac. He. Încă e de vreme să vă spun acest lucru, dar să știți că peste puțin timp, mai exact pe 25 octombrie, o să avem o eclipsă de soare. O lună nouă în Scorpion. Timp suficient de pe acum să vă gândiți la un nou început în viața voastră. Fie o nouă garderobă, fie o nouă relație, fie un nou loc de muncă, fie o cameră decorată, altfel ceva nou. N-ar strica să începeți să faceți asta de pe acum, pentru că aveți în casa a patra foarte multe planete și totul pleacă de la casă, de la familie. Trecem la Leu sau cei cu ascendentul Leu. Cum aș putea să vă spun eu vouă? Capacitatea mentală este extraordinară, vă merge mintea și vorbiți și convinge și vindeți foarte ușor totul, dar undeva spre seară ajungeți puțin debusolați acasă, sleiți și simțiți că nu ați făcut nimic concret. Nu e momentul în care să vreți ceva palpabil, mai ales că Marte în casa 11, în care eu cu Neptun, nu puneți mâna. Deși aveți senzația că progresați, nu aveți ceva palpabil. Nu e cazul momentan să vă supărați din această cauză. Deci la Fecioară sau cei cu ascendentul în Fecioară? Bine ar fi să nu luați niște decizii serioase pe plan profesional. Sau dacă luați, să aveți tot timpul soluție de backup. Deci unul dintre cele mai bune sfaturi pe care le puteți urma, cel puțin până în martie la anul, să aveți tot timpul soluție de backup la locul de muncă. Pentru fiecare proiect, pentru fiecare discuție, pentru chiar și pentru locul de muncă. Trecem la Balanță sau cei cu ascendentul în Balanță. Vedeți voi, Jupiter mai stă puțin prin casa a șaptea. Se va întâmpla, va ieși de acolo pe 28 octombrie. La un moment dat se va întoarce în berbec la sfârșitul anului. Dar e important pentru că acum retrogradează. Nu va mai retrograda în berbec la anul, când va petrece tot semnul. Ce vreau eu să vă aduc aminte este că dacă ați așteptat momentul să divorțați, să intrați într-o relație, să oficializați o relație, nu mai așteptați. Puneți piciorul în prag sau să vă împăcați cu partenerul sau să faceți altfel relația. Trecem la Scorpion sau cei cu ascendentul în Scorpion. E o perioadă în aceasta în care sunteți foarte, foarte obosiți, foarte tracasați, vă simțiți neînțeleși, vă simțiți neapreciați. Sfatul meu este să stați puțin în spate,
să vă odihniți, dacă aveți o oră, două pe zi și cu care nu aveți nimic de făcut, nu stați cu ochii în telefon sau pe laptop sau pe Netflix sau pe altceva, ci pur și simplu odihniți-vă. Prefer să vă spun să stați cu ochii pe pereți. E mai bine așa. Trecem la săgetător sau cei cu ascendentul în săgetător. Martele ăsta în casa 7-a își face de cap, în continuare în care urc cu Neptun și nici aspectele din perioada următoare nu prea îmi plac din acest punct de vedere. M-aș baza pe prieteni, le-aș cere sfatul. Aș încerca să mă înțeleagă ei. Poate aveți un prieten care mai este obiectiv, care de obicei nu prea vă convine de el, că e prea realist și vi le spune așa mai într-un mod brutal. Dar aveți nevoie de oameni din acestea, pentru că voi aveți această tendință de a armoniza, de a echilibra, de a să nu vedeți partea negativă. Voi vreți să vedeți doar partea pozitivă, dar poate aveți în jurul vostru unul care vede așa brut cum e tot ce se întâmplă. Da? Aveți nevoie de persoana aceea astăzi. Sunați-o, scrieți-i. Trecem la Capricorn sau cei cu ascendentul în Capricorn. Nu ar strica să fiți mai atenți la reacțiile șefilor, să vorbiți frumos cu ei, să întrebați, nu lingușeală, dar efectiv să vă arătați că sunteți mult mai prezenți acolo, mult mai atenți și mult mai dornici să învățați. Trecem la Vărsător sau cei cu ascendentul în Vărsător. Aveți aspecte bune în continuare de a învăța ceva. Dar aș vrea ca multe din acele informații să le și puneți în practică. Adică, ok, poate aveți învățat să vopsiți, cum să vă spun, să olăriți. Da? De acolo poate nu învățați nimic nou. Dacă, de exemplu, urmați un sport, mergeți, aveți o activitate sportivă, ce învățați acolo, nu neapărat că mișcați mâinile și picioarele, săriți acolo, dar disciplina de acolo, procedurile, toate alea duceți-le în viața de zi cu zi, pentru că vă vor ajuta foarte mult. Să știți că sportul este un profesor mult mai bun decât orice alt profesor. Te învață să fii disciplinat. Am dat exemplu de sport, dar orice activitate din aceasta în care vă implicați perseverent, da? Și în mod, cum să vă spun, poate chiar cotidian. Trecem la pești sau cei cu ascendentul în pești, evitați cheltuielile neașteptate, evitați cheltuielile inutile, vor fi și multe neașteptate, dar nu trebuie să le plătiți neapărat astăzi. Dacă nu arde ceva, nu trebuie să scoateți bani, ci încercați să etapizați. Domnule, am cheltuielile astea, aș vrea să plătesc și asta, ok, am uitat să uit, plătesc, dar nu pot astăzi, se poate mâine, se poate poimâine, ca să vă puteți rearanja puțin bugetul. Să vă priască recomandările mele și să ne vedem cu bine mâine.